Valoarea maximă a unei tichete de masă va rămâne neschimbată până în martie 2020, respectiv 15 lei și 18 bani, potrivit unui ordin comun al Ministerului Finanțelor și al Ministerului Muncii. Cea mai recentă majorare a fost în prima parte a anului 2018. Până în primăvara anului 2020, valoarea tichetelor de masă nu va fi majorată, conform unui ordin comun al Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Muncii și Justiției Sociale, publicat în Monitorul Oficial în 23 septembrie. După luna martie 2020, valoarea maximă a tichetelor de masă ar putea crește, în condițiile în care un proiect legislativ în acest sens se află pe ordinea de zi a senatorilor cu propunere de adoptare. Potrivit documentului, valoarea tichetelor de masă ar urma să crească de la 15 lei și 18 bani la 20 de lei. Ultima majorare a valorii maximale a tichetelor de masă a fost făcută la începutul anului 2018, de la 15 lei și 9 bani la 15 lei și 18 bani. Bonurile de masă se pot acorda lunar salariaților și pot fi utilizate doar pentru achiziția de alimente sau achitarea meselor. Valoarea stabilită de stat este maximală, astfel că angajatorii pot stabili și valori mai mici. Tichetele de masă se pot tipări pe hârtie, dar pot avea și suport electronic.